260 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și polițiști locali, precum și reprezentanța Inspectoratului pentru Situații de Urgență OLT, au participat la acțiunile desfășurate în ultimele 24 de ore, menite să prevină răspândirea infecțiilor COVID. Au fost verificați peste 50 de agenți economici și 22 de mijloace de transport, fiind aplicate 22 de sancțiuni contravenționale. O atenție deosebită a fost acordată situației din satul Greci, comuna Schitu, aflat în carantină. În urma activităților desfășurate pe raza comunei Schitu, oamenii legii au verificat în trafic peste 1100 de autovehicule și au legitimat peste 1300 de persoane. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale, dintre care 23 pentru nerespectarea legislației privind circulația pe drumurile publice și 2 pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate pe raza satului Greci se ridică la 9.845 de lei. Cu ocazia controalelor făcute, polițiștii au retras 3 certificate de înmatriculare, întrucât autovehiculele aveau inspecția tehnică periodică expirată.